este semnarea contractului pentru studiu de fezabilitate pentru etapa a doua a șoselei de centură coridoare a municipiului Botoșani. Am plăcerea să fiu alături de doamna președintă a Consiliului Județean, de domnul director al zonei metropolitane, precum și reprezentanții firmei care au câștigat acest contract, firma Best Consulting and Design, cu domnul director general Grigorescu Aurelian și cu domnul inginer Bobaru Constantin. Avem în analiză ofertele pentru etapa 1 a șoselei de centură coridoare a municipiului Botoșani și în cel mai scurt timp posibil, estimează domnul director, în august vom avea un câștigător. Dar în acest timp am demarat procedurile pentru continuarea acestui proiect ambițios pentru municipiul Botoșani și pentru zona metropolitană și iată, astăzi semnăm contractul pentru studiu de fezabilitate pentru etapa a doua acestei șosele ocolitoare a municipiului Botoșani, pe care o estimăm a avea o lungime de 12,5 km, iar valoarea contractului pentru studiu de fezabilitate este de 8.600.000 de lei. Termenul pentru realizarea acestui studiu de fezabilitate este de 6 luni de zile, termen după care vom avea 3 variante pe care va trebui să le analizăm și să le votăm. Cea mai optimă variantă va conduce la o temă de proiectare pentru proiectul tehnic, proiect tehnic plus execuție, estimăm noi, pentru cea de a doua etapă, o investiție foarte mare pentru zona metropolitană, pentru municipiul Botoșani, estimată de către colegii mei la o valoare de 554 de milioane de lei, adică aproximativ 118 milioane de euro. Dacă pentru etapa 1 avem o valoare estimată de 60 de milioane de euro, iată pentru cea de-a doua etapă, legătura dintre Botoșani de zona Lebăda, respectiv satul Victoria, comuna Stăucini, este de 118 milioane de euro. Acestea fiind zise, sunt câteva repere din proiectele noastre de dezvoltare. Dau cuvântul doamnei președinte Dina Federovici.